De la jumătatea lunii decembrie, în Voivodina sunt înregistrate mai mult de 8.000 de cazuri de infecții respiratorii, ceea ce este cu 30% mai mult decât aceeași perioadă anului trecut. Virusul gripal a apărut mult mai devreme decât anii trecuți, provocând infecții, printre care și un număr majorat de cazuri de pneumonie. În comuna Vârșeț, virusul gripal a avut cea mai mare intensitate la sfârșitul lunii decembrie. La clinica pentru copii s-au înregistrat zilnic 160 de pacienți. În prezent, intensitatea virusului scade deoarece copiii au fost în vacanță. Medicii prevăd un nou val de gripe în luna februarie. Situația este similară și în comunele Biserica Albă și în Plandiște. Pentru evitarea virusului, medicii recomandă aerisirea cu regularitate a camerelor, spălarea frecventă a mâinilor și un mai mare consum de lichide și vitamina C.